Trebuie mai întâi să vă spun că vă citesc acum ultimul capitol din cartea mea care se numește Amintiri din pribegie, care în principiu acoperă perioada după ce am fost rechemat din postul de la legațiunea noastră de la Stockholm, acum îi se spune ambasadă, și am refuzat să mă întorc în țară, fiindcă știam că sunt implicat în procesul lui Maniu. Și am început, deci, o lungă, lungă pribegie care credeam că o să fie numai de câțiva ani și care a ținut în cele din urmă 42 de ani. Capitolul pe care vi-l citesc este ultimul din această carte în care povestesc cei 42 de ani și de fapt este dincolo de pribegie, fiindcă e vorba de șocul întoarcerii mele în țară după o absență de 45 de ani. Eram în momentul acela la Paris secretar general al unei instituții românești, benevole, care sunt mea casa românească. Și noi acolo, impresionați peste măsură de ce se întâmplase la București în decembrie 89, am hotărât să venim la București cu niște camioane, cu mașini, aducând în țară, nu cum făceau mulți, alimente sau medicamente, ci lucruri care lipseau, de pildă, în gândul nostru, la noile sedii ale partidelor care se reînființau, Partidul Liberal, Partidul Țărănesc, Partidul Social Democrat. Și deci plecăm 4 mașini, o camionetă și 3 automobile. Și de acum încep citirea. Șocul întoarcerii în țară. Februarie 1990. După 3 zile de drum, cu mici incidente pe parcurs, cum e și firesc cu o echipă improvizată, cu tovarăși mai toți cunoscuți abia în ajun, am sosit la granița ungaro-română pe drumul Budapesta-Cluj. Grădicerii români îmi păreau destul de dezorientați față de convoiul nostru cu etichete de asistență umanitară, ei înșiși dându-ne impresia că nu erau încă bine dezmeticiți după evenimentele din decembrie. Nu știau încă dacă de acum s-a schimbat ceva în viața lor. Penserate în convoi, înainteam acum în țara mea pentru prima oară după 45 de ani. Șoseaua era mai proastă ca în Ungaria și n-avea dungă albă pe margine pentru a-l îndruma pe șofer. Satele parcă mai sărăcăcioase, casele nevăruite de ani. La Cluj am găsit loc pentru toți într-un hotel mare, dar vetust. Cum fostul sediu al partidului era chiar peste drum și devenise acum un fel de club al presei, am fost repede înconjurați de tineri ziariști simpatici și entuziaști. Prima întrebare a mea a fost dacă o pot găsi pe Doina Cornea. Nu răspundea la telefon. Unul dintre tineri, care știa că din anumite motive nu mai răspundea la telefon, mi-a făgăduit că va încerca să o prevină direct. Într-adevăr, a doua zi, dânsa a venit să mă întâmpine la hotel. Ne-am îmbrățișat de parcă ne-am fi cunoscut din totdeauna. Mi-a zis un lucru pentru mine uluitor, anume că ea, profesor universitar, de la mine învățase istoria românilor, aluzie la seria de emisiuni de la BBC. Am mers la dânsa acasă, era foarte deprimată. Mi se părea că abia își ținea lacrimile față de neașteptata dezlănțuire de ură orchestrată împotriva ei. Mi-a arătat malderul de scrisori de insulte provenite de la diverse unități muncitorești cu sute de semnături. Diabolicul mecanism al securității își începuse contraofensiva. Alt incident minor ne-a relevat în aceeași dimineață adevărata realitate post-decembristă. Un geam al uneia dintre mașinile noastre, tocmai cea a ziaristei de la Figaro Magazine, fusese spart chiar în fața hotelului și tot conținutul mașinii golit, în care conținut se afla și un mare carton cu fel de fel de bunătăți adunate de soția și de fiica mea pentru dragul Camil Demetrescu, eroul a 17 ani de temniță comunistă.
nu m-am intuit atunci că era un incident simbolic. A doua zi am reluat drumul spre București. Odată trecut Carpații, luându-ne după hărți, ne-am zis că pe autostrada Pitești-București putem goni mai repede. Când încolo, tocmai pe acea arteră, a trebuit să încetinim de câte hârtoape întâlneai. Și chiar de termenul de autostradă parcă mă rușinam când vedeam zâmbetul tovarășilor francezi, care știau de zeci de ani ce se numește autostradă în Occident. Ne grăbam să ajungem, tot convoiul odată, la București. Aveam două adrese, prietena ai fratelui meu, unde să tragem prima noapte. Unele dintre mașinile noastre trebuia însă să ia benzină, că erau la limită. Ne oprim deci la o pompă de benzină zărită la marginea șoselei, chiar la intrarea în București. Când veneai din Occident, chiar și din Ungaria, cu stații de benzină strălucind de lumini, cu mai multe pompe strălucind de curățenie, cu magazine luminate în jur, cu restaurante, acea pompă singuratică, ruginită, pe un pământ bătătoric și grețos de pete de ulei, avea un aspect de mizerie inimaginabil. Mă simțeam umilit că asemenea mizerie și delăsare erau cu putință în țara mea. O nevoie omenească mă îndeamnă să caut undeva fatidicile inițiale WC. O găsesc, scrisă în manual, cu vopsea albă pe o scândură agățată de un gard. Mă iau după săgeată, ca să dau de o sârmă ghimpată, închis. Tinerii francezi care conduceau camionul cer puțină apă pentru radiatorul lor care curgea. Li se indică o chiuvetă neagră de jeg, unde nu mai curgea apa, dar fiind plină de apă murdară, căci era astupată, curgea de desubt prin canalul de scurgere stricat cu picătura. Au pus o cutie de conserve goale sub chiuvetă și, după vreo 10 minute, au putut reaproviziona radiatorul lor cu o apă cenușie. Așa a fost intrarea franțuzilor mei în Bucureștiul glorios al lui Ceaușescu. La Cluj, cu una dintre mașini, Ruxandra Guțu, Pelața și soțul ei se despărțiseră de grup și o luaseră prin nordul Transilvaniei și Maramureș drept către Iași. Duceau și ei o parte din material pentru universitatea de acolo. La București, chiar de a doua zi, am procedat la o distribuție de computere, mașini de scris și articole de birou la sediile partidelor istorice, unde am fost primit cu bucurie de Corneliu Coposu, de Radu Câmpeanu, de Sergiu Cunescu. La sediul Partidului Liberal ne-a primit îndată Câmpeanu, cu toată gloata care se înghesuia prin culoare și birouri. Mi-a făcut pe scurt o expunere a situației politice și am rămas destul de nedumerit să constat că de pe atunci considera că trebuia lucrat mână în mână cu Iliescu. Văzându-l apoi la televizor alături de Iliescu zi de zi în ședințele acelui erzaț de parlament emanat din Revoluție și numit FSN, am adulmecat o oarecare tacită complicitate. Nu puteam intui consecințele catastrofale pentru partidul lui al acestei opțiuni. A treia zi am plecat să redescopăr orașul. Afară de cele câteva imobile dărâmate, incendiate sau ciuruite de gloanțe în zilele din decembrie, centrul era neschimbat. Mă regăseam acasă, doar că imobilele păreau nezugrăbite de zeci de ani. Cartierele noi dădeau însă Bucureștilor o cu totul altă fizionomie. Lungi bulevarde cu case aproape identice, cu arhitectură deloc disgrațioasă de n-ar fi fost materialul de atât de prostă calitate. Ploaia lăsase pe toate fațadele lungi dâre cenușii. Case de 15-20 de ani păreau vechi de 100. Pe ușile de metal ordinar, inscripții sau zgârieturi. În interior, strâmtoare, beznă și miros greu. La ascensoare, de un model încă neîntâlnit,
cu uși brăzdate de zgârieturi sălbatice, abia îndrăzneam să mă strecur. Aveam o strângere de inimă să descoper că o mare capitală europeană putea ține milioane de oameni la un nivel urban atât de primitiv. Ce să zic de impresia pe care mi-o făceau vitrinele magazinelor, chiar de pe arterele centrale. Nu-mi puteam închipui că în Europa putea exista atunci un nivel calitativ și estetic atât de grosolan. Fațada nevopsită de ani, lumini palide, ștofe spălăcite și de prost gust, iar în alimentare, numai șiruri de conserve cu aspect învechit, cu etichete decolorate. Jalnic, în noua sa înfățișare, noua sa tușă de inspirație sovietică, Bucureștiul mi-a părea acum mai apropiat de Alma Ata sau de Ulaanbaatar decât de Viena sau chiar de Budapesta. Eram doborât. Îmi ziceam, ce cauți neagule aici? Ducându-mă chiar a doua zi să-l caut pe Camil Demetrescu în șoseaua Iancului, descopeream și noul sistem de numerotare a caselor în București, chiar original, chiar bezmetic de original, cel cu număr de bloc în plus de numărul casei. În cazul acela concret, numerele caselor creșteau de la vest spre est, iar numerele blocurilor de la est spre vest. Mi s-a explicat ulterior că numerele blocurilor s-au dat pe măsură ce se clădeau, deci indiferent de progresiunea numerelor vechi ale caselor. Dar pe urmă, nu se putea oare unifica numerotarea imobililor? Așa cum a fost lăsată, s-ar zice că intenționat e făcută pentru a-l deruta pe creștine. Voi reveni asupra acestei constatări a darului nostru de a încurca lucrurile parcă din adins. În contrast cu starea mizerabilă a noilor cartiere periferice, clădirile nou-nouțe din uriașul cartier din fața și din jurul casei poporului mi-au părut a fi solide și ostentativ luxoase. Palatul el însuși m-a speriat. Prea masiv, cu două etaje sus mai joase, absolut nejustificate în echilibrul ansamblului, apoi lungimea nemai văzută a coloanelor fațadei. Am găsit ansamblul copleșitor și urât. Un uriaș tort cu frișcă pentru nuntă la Mahala. Mi s-a spus că cele două etaje superioare, inutile, fuseseră impuse de Ceaușescu pentru a fi sigur că acest monument așezat în vale, deoarece era pe malul Dâmboviței, era mai înalt decât orice altă clădire mai la deal din București, inclusiv Casa Scânteii. Iar lungimea și lățimea căii Victoriei Socialismului era calculată pentru a fi mai mare decât a faimoasei avenii de Champs-Élysées de la Paris. Să ferească Dumnezeu neamurile de nebuni și de trepăduși care îi lingușesc. Că Ceaușescu n-a fost singur, a avut în jurul lui o gloată întreagă de lingușitor și profitor. El n-a fost decât capul unei comete malefice cu o coadă lungă, lungă și stufoasă și care se va mai vedea pe cerul nostru multă vreme. Apoi, de asemenea, palate avea nevoie România din anii 80, România singura țară din Europa care figura pe lista de ajutorare a Națiunilor Unite pentru țările subdezvoltate? Câte școli, câte orfelinate, câte spitale, câte șosele s-ar fi putut face cu miliardele care au fost irosite pentru dărâmarea unei cincimi din centrul Bucureștilor și clădirea acelor sute sau mii de blocuri luxoase? Luxoase oare pentru cine? Pentru muncitori sau pentru noua aristocrație a profitorilor regimului? Umblam îngândurat pe această copie după Champs-Élysées. Totul prea larg, prea lung, prea înalt, va putea oare deveni acesta centrul viu al Bucureștilor de mâine? Blocurile luate în parte nu găseam să fie de o arhitectură inelegantă. Ceea ce îmi părea supărător era nesfârșita monotonie, copleșitoare. Mai făceam în gândul meu o observație.
Nu am fost niciodată un admirator al vechiului București, căruia să-i pare rău că se distrug cartiere cu case vetuste, adesea urâte sau prea modeste, ori de prostă calitate. Dar necesara împrospătare a orașului se făcuse într-un chip faraonic și, după părerea mea, nepotrivit. Dacă tot se crea la sfârșitul secolului al XX-lea un oraș nou, ar fi trebuit să se îndrăznească o arhitectură de veacul al XXI-lea, cum s-a făcut în Brazilia. Nu ceea ce au făcut oamenii lui Ceaușescu, o arhitectură de secolul al XIX-lea. Dar ce se putea aștepta de la gustul lui Ceaușescu? Imaginam un scenariu apocaliptic. Se întâmplă peste 1000 de ani un cataclism continental, cu tremur, potop, pârjol, de pierd toate monumentele artei europene. Și în loc să rămână ca dovadă a splendorilor trecute Palatul de la Versailles sau Signoria de la Siena, rămâne singur în picioare în Europa Palatul lui Ceaușescu. Oamenii din mileniul al IV-lea îl iau de modelul artistic din secolul al XX-lea. Pericol, domnule! Cu asta să se laude românii peste veacuri? Am fost disperat când am descoperit că noile dicționare la rus la termenul Bucarest, vechea poză care arăta dealul mitropoliei cu grup potița din vremea lui Brâncoveanu, dosul bisericii și un colț al parlamentului, era înlocuită cu palatul lui Ceaușescu. De acum, asta era emblema capitalei noastre istorice. Jale! Mai grav, adică mai surprinzător pentru mine, stafie revenită pe locurile tinereții, era aspectul străzii, fizionomia trecătorilor. Să nu mi se spună că eram pe semne victima deformării în memorie a imaginilor copilăriei, că eram un adult de 28 de ani când am părăsit accidental țara. Nu! Oamenii pe stradă arătau altfel, erau alții. Aveam simțământul că s-ar fi schimbat profilul etnic al românului. Fețele îmi păreau mai umflate, mai întunecate, ca de oameni băuți. Nimeni nu zâmbea pe stradă. Pe scările imobilor, oamenii care se încrucișau nu se mai salutau. De parcă se generalizase vechea teamă, bună ziua, ți-am dat belea, mi-am căpătat. Până și anumite forme noi de politețe mi-au apărut ciudate, suspecte. Pe vremuri, dacă opreai pe cineva în stradă ca să-l întrebi de o adresă, era de ajuns să-i spui, îmi puteți spune, vă rog, unde e strada cutare. Acum se spunea, scuzați, vă rog, nu vă supărați, puteți să-mi spuneți. O triplă formulă de politețe, parcă de teamă că de nu celălalt o să te sictirească. În exil, când vedeam prin ziare sau la televizor capul lui Ceaușescu, resimțeam un fel de silă, de umilire, de rușine, că așa ceva putea reprezenta neamul românesc în ochii străinilor. Mie mi-aducea aminte numai de geambașul de cai de la bâlciul din Cornățel, unde mă duceam copil, din satul Cojoasca. Crezusem în naivitatea mea că Ceaușescu reprezenta un tip rar, rarisim, și că el, odată dispărut, asemenea specimenei vor dispărea. Acum îmi apăreau Ceaușești la fiecare colț de stradă. Orică se ridicase la oraș o categorie odinioară neștiută de pe la periferia satelor, orică avusese un efect magic televiziunea, prin mimetism, după apariția zilnică și silnică, timp de un sfert de veac, a unei aceiași mutre. Eram întristat și îngrijorat. Ce mai cauți neagule pe aici? Am vrut să mă duc la țară, pe bărăganul Brăilei, unde avusesem moșie, partea mea 80 de hectare. M-a dus cineva cu mașina. Arhitectura caselor din sate era pe cale de a se schimba. Din punctul de vedere al solidității, spre bine, adică cărămidă în loc de chirpici. Dar linia elegantă a casei tradiționale era părăsită în favoarea unor fațade cu zorzoane destul de mitocănești. Când am spus tovarășului meu că un progres totuși se făcuse, că vedea mici colo vechiul gard de lemn înlocuit cu un gard de fier, a râs.
Toate barele astea de fier sunt furate de prin fabrici, de muncitorii navetiști sau care se întorc duminica la părinți. În raporturile umane găseam de asemenea schimbare. Românul, de unde era odinioară prea blajin, acum avea atitudini adesea agresive. La cea mai mică supărare, gata, urlete, înjurături, pumnul. Dar deosebirea cea mai izbitoare față de aspectul satelor din tinerețea mea era în portul oamenilor de la țară. Haina albă de cânepă, in sau dimie, totdeauna discret împodobită, era acum universal înlocuită cu haina orășenească cea mai tristă, constituită de cele mai multe ori în partea de sus dintr-o flanelă sau un tricou cenușiu, uneori jerpelit. Desigur, în toată Europa se trecuse de la portul național la haine de confecție standardizată. Dar tranziția se făcuse în 100 de ani, la noi în 20-30, și dădea impresia unei improvizații stângace, a unei schimbări neisprăvite. În tot cazul estetic, era o prăbușire totală. Lăsasem o sărăcie oarecum smerită și decentă, regăseam o mizerie pretențioasă și cu arțag. Oricum, imaginea satului, cum l-au văzut, l-au trăit, l-au intuit un Blaga sau un Coșbuc, era de acum o imagine dintr-un trecut îndepărtat. În satul meu, îndrăznesc să zic satul meu, fiindcă toți sătenii coborau dintr-un grup de munteni aduși pe moșia lui de bunicul meu, de la nord de Râmnicul Sărat, la o vreme când Bărăganul Brăile era încă foarte puțin populat. Am fost bine primit de toți bătrânii. Am înoptat la un fin al bunicului, toți din jur, plini de atenție și de drăgălășenie. Un vecin mi-a adus un album de fotografii dinainte de primul război mondial, salvat de el din ce rămăsese de la unchiul meu. Dar când m-am dus a doua zi dimineață să văd ce rămăsese din conac, din acareturi, din plantații, ce jale! Din aleea de vreo 100 de metri de plop canadieni care ducea la conac, nu rămăsese un pom. Iar din 7 hectare de nuci, poate 2 sau 3 tulpini uscate. Din conac nici o cărămidă, nici o țigă, nici un lemn, doar un mic malder de moloz. Din toate acareturile rămăsese în picioare o magazie pentru cereale, dinainte de marea expropriere din 1918-1920. Când s-a văzut în lunile următoare că reveneam cu un inginer și s-a aflat că plănuisem să instalez acolo o moară, că satul n-avea moară, în noaptea de Crăciun 1990 au venit cu camioanele și cu buldozerul, au dărâmat-o și cărat-o toată până la ultima cărămidă. Cine au? Cine putea să aibă sculele și îndrăzneala să vină ziua nămiaza mare să fure? Cine? Desigur, cei de la vreun IAS, SMT, vecine, cu fantastică neobrăzare și cu siguranța impunității. Țara a devenit un cuib de tâlhar la drumul mare. Și mă uitam cu infinită tristețe la aceste lucruri pe unde copil stătusem în extaz în fața priveliștilor de amurg în Bărăgan, unde vrusesem pe urmă să aduc puțină modernitate, puțină eleganță, puțină civilizație și care arătau acum ca în palmă, ca atunci când am redobândit Raioa Brăilei de la turci. Îmi ziceam iar ce mai cauți neagule pe aici. Totuși, când în anul următor s-a votat în sfârșit o lege restituind foștilor proprietari până la 10 hectare, m-am hotărât să fac și eu cerere, căci a stărui pe poziția pe care o adoptasem la România de la Paris ar fi fost gest de pur donchișotism. Legea îmi părea, bineînțeles, intenționat prosticuită, căci ce puteau face oamenii cu câteva hectare restituite unde voiau cei care țineau mai departe pâinea și cuțitul prin comune și fără mijloace de lucru, fără scule, fără vite. Vădit, legea era făcută
ca să apară inaplicabile și să se revină curând la o formă de colcos sau de sofos. Dar surprinderea mi-a fost și mai mare când am constatat că de la arhivele din Brăila pierise orice urmă de cadastru, orice probă a vechii mele proprietăți. M-a salvat un funcționar de la arhive, mai bine intenționat, care mi-a observat de ore întregi zadarnicile cercetări prin toate dosarele, unde logic ar fi trebuit să se afle dovada. Mi-a suflat la ureche că o voi găsi poate în dosarele cu ordinele de însămânțare pe 1948 în raionul Ianca, de care originar nu depindea moșia noastră. Pe acea listă de însămânțări apărea într-adevăr numele meu, alături de numele fratelui și al unchiului, și pe acea bază am obținut un certificat, dar pe care tribunalul nu l-a găsit suficient. A cerut pentru audiența următoare, peste mai multe luni, să vin și cu doi martori. Constatam încă o dată pe pielea mea cum furtul, minciuna, reaua credință fusese ridicate la rangul de metodă de guvernământ, acum bine împământenite. Gerile din 20 mai 1990. O experiență usturătoare a fost și felul cum au decurs alegerile din 20 mai 1990. Deputatul francez Xavier Deniu, căsătorit cu o strănepoată lui Ion Ghica, desemnat ca observator la aceste alegeri de către partidul gaullist, m-a rugat să-l însoțesc ca tălmaș în tot periplul lui, în zilele premergătoare și în timpul scrutinului. Cu o zi sau două înainte de duminică 20 mai, mă aflam cu el la Cornelu Coposu, la sediul Partidului Național Țărănesc. Coposu i-a explicat lui Dăniu totala inferioritate în care se aflau partidele istorice, lipsite de mijloace și insuficient structurate, insista asupra terorii care fusese dezlănțuită împotriva țărăneșilor în provincie, în teritoriu, se zice acum. Arătându-i un album cu fotografii de oameni bătuți, răniți, mi se pare că fuseseră și morți. Coposul era grăbit să plece chiar atunci la ultimă consultare cu Câmpeanu și Cunescu. Dăniu îl întreabă: în aceste condiții nu considerați preferabil ca cele trei partide istorice să se retragă, să nu participe la scrutin? Coposul i-a răspuns: este și părerea mea, dar unul dintre noi trei se opune. Ați ghicit care din cei trei era. Vizitând la 20 mai cu patru deputați francezi, 10 de secții de vot, de la Sibiu, apoi pe Valea Oltului până la București, mi-am dat seama ce parodie de alegeri libere a fost această primă consultare populară. O populație în imensa ei majoritate neinformată sau dezinformată, o proliferare de partide mici născute peste noapte ca niște paravane în jurul marelui partid format de eșalonul 2 a fostei nomenclaturi comuniste, rezultatul era, chiar de n-ar fi fost și unele fraude destul de însemnate, scris dinainte. A bătut a doua zi, privind rezultatele catastrofale ale acestor alegeri, un fost președinte al studențimii străine din URSS, ales acum președinte al României cu peste 80% din voturi. Încercam cu disperare să înțeleg ce se putea petrece în mintea acelor milioane de nefericiți care ieșeau dintr-un lung coșmar și făceau acum această alegere care, pentru un spirit neprevenit, venit din afară, apărea drept ceva ireal, suprarealist, de neînțeles. Îmi închipuiam un basm ca un vis urât. Niște captivi ținuți în lanțuri zeci de ani în beznă, într-un beș adânc, sunt deodată salvați de o ceată de tineri luptători, care cu prețul vieții lor au spart ușile, le-au rupt lanțurile și au scos timpuți la lumină. Sus, orbiți de soarele cu care nu mai erau învățați, în loc să urmeze chemarea veselă și gălăgioasă a tinerilor care îi salvaseră, se iau docili, plecați, supuși,
după chemarea foștilor temnicieri, fiind învățat cu ei că ei le aduceau zilnic blidul de fasole și codrul de mămăligă. Iar de acum, cu șira spinării frântă, lor mai mult nu le trebuia. Asist la mineriada din 13-15 iunie 90. Mirat și nedumerit să văd că distinsul istoric Răzvan Teodorescu putea conduce televiziunea română într-un chip atât de partizan în favoarea lui Iliescu, am căutat să-l întâlnesc prin mijlocirea prietenului comun Manole Filiti, ca să încerc să înțeleg. M-a primit chiar a doua zi, cu mare amabilitate, ca între oameni de aceeași breaslă. Fiecare citise din lucrările celuilalt și cred că ne respectam reciproc. Dar motivațiile lui politice nu le-am înțeles. Neașteptat mi-a propus ca un redactor al televiziunii să-mi ia un interviu despre cartea mea Între Orient și Occident, existent atunci doar în versiune franceză. Am acceptat, cu condiția de a avea asigurarea că îmi pot exprima părerea și despre momentul prezent. Asigurare ce mi s-a dat. Două zile mai târziu, un simpatic și inteligent redactor de la televiziune îmi lua, acasă la prietenii unde ședeam, un interviu de un ceas, în care îmi permiteam câteva critici destul de acide împotriva regimului. Era, cred, într-o marți și emisiunea trebuia să fie difuzată sâmbătă următoare. În ajun, adică vineri, aveam bilet de avion spre Paris, dar nu-mi păsa dacă scăpam emisiunea. N-am văzut-o atunci, nici ieri, nici alții. Căci între timp, la 13 iunie, au coborât sau tăbărât 10.000 de mineri din Valea Jiului ca să facă ordine la București. De mai multe săptămâni, piața universității era ocupată și practic interzisă circulației de câteva sute de manifestanți și greviști ai foamei care nu găseau altă cale de a protesta vehement împotriva confiscării și devierii Revoluției din decembrie 89. În fiecare seară le se alăturau câteva zeci de mii de bucureșteni care cu voie bună manifestau, cântau și se defulau acolo de neputința lor pe plan politic. Era clar că situația era din ce în ce mai intolerabilă pentru normalitatea circulației în capitala țării și că ordinea trebuia restabilită. Se putea realiza într-o noapte, cu doar câteva sute de polițiști. Dar regimul la putere dorea un exemplu biciuitor pentru ca 23 de milioane de cetățeni să se simtă iar sub amenințarea terorii. Scene de bătaie cumplite, scene de vandalism de neînchipuit, aparatură din universități distrusă cu sălbăticie, cu ură. Nu se vântăra oare incredibilea lozincă? Noi muncim, nu gândim. Tot ce adusesem de la Paris sediilor partidelor zburase pe fereastră. Am văzut cu ochii mei, neîncrezător, bandele de mineri în ținuta lor de fund de mină, fața încă neagră de cărbune și în mâini cu rânci de fier. Pe cheiurile Dâmboviței, prin parcul Cismigiu, îi opreau pe tinerii cu mutră de student. Îi legitimau. Pe unei îi tărau spre dube. O viziune de coșmar de neînchipuit în Europa de după prăbușirea colosului sovietic. Ne întorseserăm înainte de decembrie 89. A doua zi, șeful statului îi felicita pe vașnicii ortaci pentru isprava lor. E drept că nu făcuseră decât 7 morți, un fleac pe lângă cei 1.000 de morți din pricina teroriștilor lui Ceaușescu. Cea mai neobrăzată, fantastică, enormă ca cea al mea politică din toată istoria neamului românesc, de care nici nu se mai pomenea. Nația înghițise hapul de parcă nici n-ar fi fost. Ce jale, în ce hal de nesimțire am ajuns. Oricum, interviul meu era clar, nu mai putea să apară. Odată cu minerii satisfăcuți și mândri de isprava lor, plecam și eu pentru câteva luni din București, abătut și chiar deznădăjduit. Ce mai caut, neagule, pe aici? Să mă mai întorc?
Iată că m-am întors. Între timp aflasem prin scrisori discrete de la prieteni din București că interviul fusese totuși difuzat după câteva săptămâni. Până la 6 luni mai târziu au mai apărut aluzii furibunde la acest interviu în presa guvernamentală. Voi avea curajul să rămân în țară? Fusese invitat la universitățile din Iași și din Cluj să fac o serie de prelegeri despre marele teoretician al democrației, francezul Alexis de Tocqueville, care prin 1830, tânăr încă, descrisese cu o pertinență genială mecanismul democrației americane și intuise că ea va trebui să servească drept model și în bătrânele monarhii europene. Am avut multă plăcere în evocarea acestui aristocrat democrat, a cărui operă fusese ocultată un veac întreg și fusese subit, redescoperită și comentată, în special de maestrul meu Raymond Aron. Dar și mai multă plăcere în descoperirea unui tineret universitar, prietenos, deschis, avid de un discurs altul decât obișnuita limbă de lemn, ținut de un fost cu origine socială nesănătoasă. Apoi, în toamna acelui an, mi s-a întâmplat o aventură care va avea pentru mine importante urmări. Am devenit septuagenar, profesor universitar. Cu toate că era un vis al meu dintotdeauna, acum aproape uitat, felul cum am făcut acest nou pas s-a datorat în întregime întâmplării, hazardului, ca toate lucrurile mai importante care mi s-au întâmplat în viață. Să vă spun cum a început. Eram într-o seară la un pahar de vin la prietenul Manole Filiti, de care v-am mai vorbit. Soția lui, mai tânără decât el cu vreo 30 de ani, a treia la rând, după obiceiul din familiile bune, după cum a observat deja în 1836 călătorul francez Saint-Marc Girardin. E o distinsă istorică, specialistă în istoria economică și socială în țările române în veacul al XVIII-lea și al XIX-lea. Se miră că n-am fost chemat să predau cursul la Universitatea din București. Îi spun că nici nu m-am gândit. A luat atunci dânsa inițiativa de a mă recomanda colegului ei, istoricul Constantin Bușe, prorector al universității. Acesta m-a primit foarte amabil, mi-a dat 2 cărți de ale lui cu dedicație și m-a recomandat la rândul cu autoritatea postului său, doamnei profesor Zoe Petre, decana Facultății de Istorie. Aceasta n-a stat o clipă la îndoială ca să mă tocmească să fac un curs în semestrul următor în calitate de profesor asociat, termen rezervat profesorilor străini invitați să facă excepțional cursuri la o universitate românească. Și iată cum se nasc carierele. Am discutat cu doamna decan despre subiectele pe care eram în măsură să le predau, date fiind cercetările pe care le făcusem de ani de zile despre trecutul popoarelor din Balcan, am propus un curs despre etnogeneza popoarelor din Balcan. Azi îmi dau seama că titlul conținea un pleonasm, căci etnogeneză, etimologic, înseamnă geneza poporului. Ar trebui, deci, altfel formulat titlul, de pildă, etnogeneza națiunilor din Balcan. M-am dus grabnic la Paris ca să-mi adun toate notele și am mai lucrat 3 luni prin bibliotecile pariziene de specialitate. În ianuarie m-am întors, din fericire, cu câteva săptămâni înainte de începerea cursului. Când m-am dus să o văd pe doamna decan, să-i spun că eram gata, o văd că îmi zice ridicând brațele: domnule Giuvara, când le-am spus studenților că veniți să faceți un curs despre etnogeneza popoarelor din Balcan, mi-au spus că nu vor asta, că sunt sătui de etnogeneză. Vor să le faceți un curs de istoria boierimii române. Am rămas descumpănit. Desigur, cu vreo câțiva ani înainte, publicasem în marea revistă germană de istorie Südost Forschungen un lung articol, cu idei, cred noi, despre categoria marilor boieri. Apoi aveam și un întreg capitol despre originea și evoluția acestei clase în cartea Între Orient și Occident. Dar chestiunea era surprinzătoare și cu totul neprevăzută. Dovedea în orice caz că mulți studenți, aproape toți ieșiți din pături sociale populare,
erau conștienți de necinstea istoriei oficiale care li se oferise până atunci și dornici să mai audă și alt sunet de clopot, cum zice franțuzul. A trebuit să improvizez în grabă o expunere cât mai subțintă și pe cât se poate obiectivă despre o categorie socială căreia nu trebuia să-i fac apologia, dar nici să ocultez faptul indubitabil că monopolizase puterea politică în principate timp de 600 de ani, deci făcuse istorie. Și trebuia să încercăm să înțelegem cum și de ce. La primul curs a trebuit să ne mutăm dintr-o sală de clasă într-una mai mare, iar în al doilea curs în amfiteatrul Iorga. Până la sfârșitul anului, amfiteatrul a fost totdeauna plin de studenți din mai toți anii. În al doilea an m-am încăpățânat să fac cursul pregătit de istorie a națiunilor balcanice, că tocmai începuse războiul interetnic din Iugoslavia și mi se părea că trebuie să fie de mare interes pentru studentul român de istorie. Am avut tot anul 6 studenți. Istoria vecinilor noștri nu interesează. În anii următori, atât la Facultatea de Istorie, cât și la cea de Științe Politice și Administrative, am predat elemente de filozofie a istoriei. Am avut din nou sală plină și chiar erau cei mai interesați studenți de la Facultatea de Filozofie. Contactul cu studenții era pentru mine un subiect de îmbărbătare, un balon de oxigen. Dar viața de fiecare zi în București îmi dădea, la fiecare pas, prilej de întristare și de exasperare. Primul lucru care îmi devenise ca o fixație obsesivă, trotuarele din București. În niciun oraș european nu găsești așa ceva. Dacă nu te uiți unde calci, la fiecare 10 pași ori o groapă, ori niște ondulații produse de mașini pe asfaltul proaspăt, ori asfaltul vechi ridicat de o îndărătnică rădăcină de copac, ori lucrările la canalizări grosolan reastupate mai jos sau mai sus decât restul nivelului. Șoseaua se mai repară, că de gropile și hârtoapele riscă să spargă mașinile, dar gropile de pe trotuar care sparg oasele bătrânilor, doamne, asta nu importă. Acest dispreț pentru pieton îmi apărea caracteristic pentru disprețul față de om în regimul comunist. Repet, trotuare ca la București n-am văzut pe 4 continente. Nici la mine, la Niamey, că acolo nu era asfaltată decât șoseaua, alături era nisip și puteai umbla pe el fără să ai ochii ațintiți la picioare. Făceam fixație psihologică. De cum ieșeam din casă și vedeam trotuarul, mi se făcea nod la stomac. Apoi, indisciplina cetățenilor. Cutii, cartoane, sticle goale, totul aruncat afară, ce ar face primăria să curețe? A rămas undeva un teren viran, bravo, un chilipir, devine loc unde își aruncă vecinii gunoaie, cârpe, lături. Plimbatul meu prin oraș, uneori chiar în zone centrale, mi-era un prilej de scârbă și de indignare zilnică. Culmea o reprezentau closetele publice, dacă mai găseai. Într-o seară împins de nevoie, nimerești la closetul public din grădina Icoanei. Mă rog, inima Bucureștilor. Alături o piațetă elegantă, 3 grădini, un teatru, cea mai renumită școală de fete, apoi strada Polonă și bulevardul Dacia, numai palate, azi din fericire ambasade, că numai ele le pot întreține. Și dau să cobor pe întunericul străzilor capitalei treptele către locașul Salvator. Când colo, la jumătatea drumului pe scară, îmi intre picioarele într-un lac fetid, dau îndărăt cu groază și cu greață. Murdăria lichidă și pestilențială urca de la toate cabinele până la jumătatea scărilor. Când urc, mă ciocnesc de vărul Banighica, explodez. Cum se poate măi asemenea sălbăticie? El dă din numeri, s-a învățat. Venea de la Manole Filiti, plănuiau împreună renașterea clubului select Jockey Club.
Jockey Club ne trebuia nouă. Mai întâi zeci, sute, mii de closete curate și apoi Jockey Club. Cum putea primăria unei capitale europene să tolereze cu ani o asemenea infecție, o asemenea incredibilă porcărie în inima orașului? De fapt, și constatarea asta nu făcea decât să-mi crească indignarea și disperarea, cazul WC-ului din grădina Icoanei nu era decât un caz limită pentru o caracteristică a acestor colțuri publice în toată țara. O scârboșenie generalizată. Parcă se zicea, cum să curăți acolo că e spurcat? Acum răbdați-mă să deschid o paranteză istorică. Timp de veacuri, multe veacuri, europenii au fost murdari. În special neolatinii, francezii, care ne-au fost model, fiind probabil campion în materie. Am citit undeva că acum vreo 50 de ani Parisul era metropola europeană cu cel mai mic număr de băi de cap de locuitor. Și pot adăuga un amănunt picant. Când făcea fratele meu medicina la Paris, mergând odată să lucreze cu un coleg la el acasă, a constatat că în camera lui de baie, cada era plină cu rezerva de cartofi pentru iarnă. Deci acest viitor medic nu intenționa, având cadă, să facă nicio baie toată iarna. Dar iată că de la al doilea război mondial a intervenit o adevărată revoluție în acest domeniu. Sub influența dominantă a englezilor, americanilor, germanilor, scandinavilor, azi când intri în casa omului, nu mai judeci gradul lui de civilizație după eleganța mobilierului și bogăția bibliotecii. Judeci după curățenia camerei de baie și a closetului. Nu emit nicio judecată de valoare că e mai bun criteriul actual decât cel din secolele al XVIII sau al XIX. Constat doar că acesta e criteriul actual de civilizație și ar fi bine să-l urmăm. Că multă mobilă frumoasă și biblioteci bogate tot n-are bietul român. Bare în WC-ul să-l aibă curat. Iarăși și iarăși mă întrebam ce mai caut neagule pe aici. La sfârșitul unei conferințe pe care am ținut-o odată, a venit un domn și mi-a spus cu un aer îngrijorat: nu e așa, domnule profesor, că noi nu suntem în Balcani. Peninsula Balcanică se oprește la Dunăre. L-am întrerupt. Balcanic în sensul peiorativ nu e un termen geografic, e un termen moral. Nu importă să știm dacă, barem o parte din România, Muntenia și Dobrogea, fac parte sau nu din peninsula balcanică pe hartă. Un apusean care vine la București vede trotoarele și gunoaiele și câinii vagabonzi, vede că doi bărbați din trei sunt nebărbieriți și că tot scuipă pe jos. N-are nevoie de alte criterii ca să știe că se află în Balcan. Voi merge aici și mai departe. La sfârșitul veacului al XIX-lea, când venea un călător de la Istanbul la București, trecând prin alte orașe balcanice, putea exclama că bucureștii sunt micul Paris. Azi am vizitat aproape toate orașele din peninsula balcanică. Am dramatica impresia că Bucureștiul a ajuns cel mai balcanic dintre ele. Până și orașelor albaneze le-am găsit mai mult farmec. Acolo, dacă sărăcia e și mai prezentă, barem au păstrat cartiere întregi cu clădiri vechi, cu ziduri albe și acoperișuri de tigă roșie, cetăți turcești sau venețiene, un parfum de antichitate și frumusețe. La noi fiecare generație dărâmă ce a clădit precedenta. Bucureștii și Iași din secolul XVIII aveau câteva case mari boierești pe care străini ca prințul de linii le admiră. De la 1800 încolo le-am dărâmat ca să construim palate ca la Viena. După vreo 50-60 de ani l-am dărâmat pe acelea ca să construim palate ca la Paris, cărora li se zice acolo hotel particulier. În perioada interbelică am dărâmat multe dintre acestea pentru a clădi blocuri cu ceva influență italiană, ca pe vremea lui Constantin Brâncoveanu.
În fine, sub Nicolae Vodă Ceaușescu am plădit din piatră tare uriașul tort cu frișcă zis Casa Poporului, pentru ca să rămână fală a numelui român și peste 1000 de ani. Când bisericii de la Curtea de Argeș și mănăstirea dintr-un lemn și Voronețul și Dragomirna și turlele avântate spre cer ale bisericuțelor din Maramureș și coloana lui Brâncuș vor fi pierit toate fără urmă. Vai, avea dreptate Dinu Noica zicând că e un blestem să fie ales noi București drept capitală în această câmpie mlăștinoasă și atât de aproape de Balcani. În loc să o alegem undeva în munții noștri cei frumoși. Să nu credeți că urăți acum capitala fiindcă aș veni de aiura, ca un moldovean, un ardelean, un bănățean. Nu! Sunt bucureștean jet by jet. M-am născut la București, am copilărit la București. Giuvăreștii mei, la puțină vreme după ce au venit din Pin, pe la 1770, aveau o casă în București. Am dovezi din primii ani după 1800, chiar dacă au mers apoi două generații să-și încerce norocul și la Brăila. Iar dinspre mamă sunt aici nu de 200 de ani, ci de cel puțin 350, dovadă un zapis al lui Constantin Cerban Băsarab, unde se vede că Bunea Visterul Grădișteanu avea casă în București în 1657. Dar iată că, văzând halul în care a ajuns această metropolă, mă apuc să visez. Ce bine ar fi fost să aibă îndrăzneala unioniștii noștri din 1859 să zidească o nouă capitală la Focșan. Să fi fost greu? Dar de la 1830, în puține zeci de ani, nu se născuseră din nimic și Brăila și Alexandria. Ce frumos ar fi fost și dacă ne-am fi întors la Curtea de Argeș. Dar evocând această fostă mândră cetate de scaun, trebuie să mai evoc o amintire urâtă. Ca la 2 ani de la întoarcerea mea în țară, hotărâse Gabriel Liceanu să publice la editura lui, Humanitas, care era pe cale de a deveni cea mai importantă editură din țară, o traducere a cărții mele de istorie între Orient și Occident. L-a tradus se căsnea excelenta traducătoare de la Iași, Maria Carpov, care după ce îl tradusese pe Saint-Simon putea să-l traducă și pe Neagu Giuvara. Dar Liceanu îmi impusese un exercițiu care e totdeauna un chin pentru un autor să-mi automutilez lucrarea cu o cincime. La această casnă mă supuneam, ascuns la Curtea de Argeș, la un nou prieten, fiul unui preot, care fusese o figură a Argeșului, părintele Olteanu, cu care se împrietenise fratele meu pe când era chirurg acolo. Într-o seară îmi telefonează de la București fostul meu coleg de la Externe, Romulus Dudu Cordescu. Nu mai știu cum de-a dat de numărul de telefon al ascunzătoarei mele. Ca să-mi spună că murise, de pe urma unei operații, dragul Camil Demetrescu și că mormântarea avea loc la Belu chiar a doua zi dimineață. Cu doar o bucșa în mână m-am îndreptat pe la 4:30 dimineața către gara. Era pe la sfârșitul lui august și era încă întuneric. Când am intrat în holul gării, m-a trăsnit un miros greu, ca pe vremuri când intram noaptea în dormitor la cazarmă. Câțiva, bărbați și femei, mai dormeau înghețuiți pe băncile de lemn. La ghișeul de bilete numai 2 persoane se așezaseră la rând, făcui la fel. Printr-o crăpătură a cartonului obosit care ascundea ferestruica, am putut zări 2 împiegate la taifas cu o cafeluță. Desigur, nu vor deschide decât câteva minute înainte de plecarea trenului, ca să fie înghesuială și nervi și țipete și înjurături. S-a deschis în fine ghișeul și am cerut bilet de clasa 1, că eram de acum fericitul beneficiar al unei legitimații de veteran de război. Am căutat bilet de clasa 1, dar trenul n-avea decât vagoane de clasa 2. Mă urc, intru la întâmplare în primul compartiment, gol, și iau loc la fereastră. Puțin înainte de se urni trenul, intră în compartiment și 2 vlăjgani, de o statură deasupra mediei, cu cizme și niște salopete cenușii, căciul muscălești pe cap,
disting cu greu în penumbră, parcă-s ieșiți din goana după aura lui Charlie Chaplin. Au fiecare un sac uriaș pe care îl lasă la pământ lângă ei. N-am înțeles îndată că era echipament de pescuit. Se așează față în față pe locurile de lângă culoar și începe dialogul. Am de-a face fără îndoială cu alfabetizați de-ai lui Ceaușescu. Vocabularul lor nu depășește 200-300 de cuvinte. În schimb, discursul e punctat la fiecare 2-3 cuvinte cu un faluț valah eructat greu, vânjos, cu furie și satisfacție în același timp. Eu stau chitic în colțul meu. Ei nu mă văd, nu mă știu. Niciodată în tinerețea mea nu întâlnisem asemenea nesimțire într-un loc public. Scot o carte din buzunar și la palida lumina zilei care începea, încerc să citesc cu neputință. Falusul valah mă agresează, umple în continuare compartimentul, aerul, văzducul. Mă gândesc să-mi iau bocșaua și să trec în alt compartiment, dar parcă-s paralizat. Mă simt ca victima în fața șarpelui cu ochelari. Tac și mă uit la priveliștea tristă de început de toamnă prin geamul nespălat de nu se știe când. La stânga mea, eructația troglodiților mei continuă în același ritm. Afară apare o apă mare, desigur un lac de acumulare. Roțile scârție, trenul încetinește, intră în stația Merișan. Blăjganii s-au sculat și au ieșit pe culoar, de unde mai parvine în urechi cascada verbală de falusuri. Apoi mai depărtată, pe peron, până se pierde în ceasa dimineții. Dar mă prind că de-abia după ce își vor fi zvârlit undița în apă, vor fi încetat gealații exploziile lor falice, de teamă să nu sperie pește. Că teama de a-i speria cumva pe oameni nu-i mai încercat desigur de mult. Trenul a sosit la București la vreme, ca să mă repet la Belu. În capela cimitirului vreo 15-20 de persoane, în jurul sicriului de lemn alb. Câțiva cunoscuți, puțin. Prietenul Grigore Ionescu, Dudu Cordescu, Alecu Paleologu. Slujba e făcută de doi preoți uniți, căci Camil alesese din detenție biserica prigonită. Lângă ei cântă câteva femei într-un stil vechi, care nouă nu ne mai e familiar. Costiugul a fost pus apoi pe un cărucior șubret cu două roți, ca de cărat mere la piață. L-au tras doi tineri. O groapă foarte departe, în partea de nord a cimitirului, și o cruce de lemn alb, cu numele și datele. O prietenă ne distribuie colivă, câțiva cerșitori pândesc să aibă și partea lor. Atât. Totul era tristețe. Dacă mă uitam la televizor la prietenii unde ședeam, îmi apărau mereu acele false scene de muzică populară, curată caricatură a folclorului nostru, cum îl cunoscusem odinioară pe la sate. La jocuri, tot flăcăi îmbrăcați la fel, ce la fel, identic model sovietic. Cine a văzut vreodată la o horă în orice cort al țării să fie doi băieți îmbrăcați chiar la fel? Fiecare își făcea un punct de onoare să fie ceva mai altfel decât ceilalți din sat, chiar dacă portul regional era respectat. Apoi fetele care îi însoțeau, adesea de altfel nu fete, ci deja matroane, dichisite, fardate, împopoțonate ca de nuntă și în loc de cizmulițe să o pingi cu pantofi subțiri ca de trotuar parizian, un chici oribil. Iar muzica accelerând ritmul demențial, ca și când dexteritatea și istericalele ar fi reflectat adevăratul sens al ariilor populare. Și mai accentuau și un anumit gen, parcă pentru a justifica acea calificare în Occident de muzică țigană. Eram întristat peste măsură. Iar dacă emisiunea avea ca temă scena politică, ce fizionomii caragialești! Îmi ziceam că unul dintre dramaticele rezultate ale zecilor de ani de comunism
era că eroii lui Caragiale, care vor fi reprezentat la vremea lui doar un strat la periferie, și pe deasupra erau niște caragioși simpatici și în subconștientul nostru reprezentau un tip trecător. Acum erau puzderie, nu mai erau simpatici deloc, ba chiar negri în cerul gurii. Și, last but not least, erau la putere. Mi-aminteam de acel incident de care aflasem în medii politice franceze, anume că membrii delegației române care îl însoțiseră pe Ceaușescu în vizita lui oficială în Franța, furaseră la plecare bibelourile de prin palatele unde fuseseră găzduiți. Astfel încât în grabă președintele Giscard d'Estaing prevenise curtea Angliei, care era următoarea etapă. Așa că acolo se făcuse gol pe etajere și prin vitrine. Să-ți crape obrazul de rușine. Dar toți nechemații ăștia care n-au făcut neamul de râs erau aici în continuare. Și mă întrebam deodată înfiorat dacă nu cumva perechea Nicolae și Elena Ceaușescu și ceata de lipitori care îi însoțea nu erau ei adevărata Românie, România profundă. Cei pe care știam din cărți, cei care făcuseră România în 100 de ani, un Ion Câmpineanu, un Ion Ghica, un Nicolae Bălcescu, Vasile Alexandrin, Mihail Cogălnicianu, Ion și Ionel Brătianu, Titu Maiorescu, Tache Ionescu, Titulescu, Gafencu, toți aceștia și atâția alți fuseseră ca o spumă de suprafață, o spumă inconsistentă împrăștiată de vântul istoriei. Ceilalți sunt și au să fie de acum în veci adevărata Românie. Mă cutremuram. Ce mai cauți aici, neagule? Ești ca o luntre dintr-o scorbură bătrână. Ai să fii cuprins de valuri și izbit de stânci. Întoarce-te la limanul liniștit al nepăsării și uitării. Fă cum au făcut ceilalți care au părăsit corabia care se scufundă. Mă gândeam la miile de compatrioți, zeci de mii, acum sute de mii pierduți pentru țară, împrăștiați prin Europa, America, Africa, Australia. Ce i-am făcut lui Dumnezeu pentru a primi această pedeapsă? Pe cei care se miră de mirarea mea și chiar se bucură, poate, îi vezi satisfăcuți, îmbuibați, grași, obraznici, vulgari. Îi vezi pe la sărbători bătându-se cu pumnii în piept și gărgărisându-se cu numele eroilor neamului, cu Ștefan cel Mare, cu Vlad Țepeș, ca și când ar fi urmașilor drepți. Când aceștia de s-ar putea scura din mormânt, pe toți i-ar trage în țeapă. Nedumeririle îmi erau nenumărate. Bineînțeles, multe nu mai erau nedumeriri pentru cei de la fața locului, pentru cei învățați. De aceea cititorul îți va întreba, poate, de ce am fost mirat de felul cum a decurs achiziționarea unei mașini la București. În al doilea an, făcând un împrumut la banca mea din Paris, hotărâs să-mi cumpăr o mașină, o Dacia, că e jumătate preț ca una mică în Franța. Vreau o mașină să mai pot colinda prin țară. Niște prieteni mi-au spus că cel mai simplu ar fi să mă duc la Budapesta, că funcționează acolo un sistem bine rodat de vânzare de mașini de ocazie, inclusiv Dacia noastră. În 48 de ore pleci cu mașina și cu toate hârtiile în mână. Nu te doare capul. Eu, patriotul de cum să-mi cumpăr o Dacia la unguri, când am muzină în țară, nonsens. Caut în cartea de telefon setul companiei Dacia. Căsesc Bulevardul Magheru, numărul cu tare. Mă aștept să ved vitrine la stradă cu mașini expuse. Când colo o intrare de bloc, strâmtă. Și cum venise gerul peste noapte, portarul se înghesuia într-o cămăruță încălzită cu un reșou. Crap ușa, întreb: aici e reprezentanța Dacia? Mormă, etajul 6. Urc la 6. Culoare goale, birouri goale. Într-unul totul două cucoane la o cafeluță. Întreb timid după noul șablon: scuzați, vă rog, fiți amabile, nu vă supărați. Vreau să cumpăr un autoturism Dacia. Răspuns sec: nu sunt, totul la export. Și îndărât la cafea.
M-am întors acasă tare dezamăgit. Deci nu pot cumpăra o Dacie în țară. Mă urc la proprietărea sa mea, Elena Popa, că mă mutasem de curând într-o mică garsonieră, și îi spun nedumerirea mea. Ea exclamă: cum nu se mai vinde Dacia în țară? În fiecare zi sunt anunțuri în ziar. Și mă întinde România Liberă la rubrica Mica Publicitate. Iau primul anunț cu vând Dacie nouă și telefonez. La capătul firului, un bărbat foarte amabil, cu accent puțin periferic, îmi dă răspuns afirmativ, mă așteaptă a doua zi la 11 și mi-explică foarte amănunțit cum să ajung la el, în Bucureștii Noi. Autobuzul numărul cutare până la cutare, apoi tramvaiul numărul cutare până la, apoi 300 de metri pe calea cutare, apoi prima stradă la dreapta, a doua la stânga. În cursul nopții a căzut prima zăpadă. Bună! Cu circulația mai înceată, cu pantofii mei în zăpadă, mă rog, sosesc o jumătate de ceas întârziere la locul de pe acea străduță cu case joase, ca la țară, dar casa e singura spoită, proaspăt. Îmi deschide un băiețaș, cam bronzat, foarte amabil, să intru la căldură. Tata a plecat, dar se întoarce curând, îmi pregătește chiar o cafea, apoi își reia locul pe divanul din față, lângă surioara, așezat turcește, privesc la televizor un film indian. Totul mi se pare suprarealist. Sigur că n-am înțeles, că am greșit adresa. Ar trebui să plec. Și totuși stau să văd. Vine stăpânul după o jumătate de oră cu un coleg și imediat îmi scoate hârtii în regulă, repatalama la mână, autorizație de la Societatea de Automobile Dacia de la Pitești de a vinde mașini Dacia. Mă crucesc în gând. Care va să zică oficial vânzarea producției uzinilor Dacia era rezervată exclusiv exportului, reprezentanța în capitală nu deținea nimic, dar un modest cetățean de la periferie cu acte de regulă era autorizat să vândă mașini Dacia în țară bucată cu bucată. Eram neîncrezător. Nu se poate. Sigur, e vreun matraprazâc la mijloc, am de-a face cu niște escroci. Interlocutorul meu, ghicindu-mi pe față îngrijorarea, se grăbește să-mi spună că ei sunt din credința... Mi-a scăpat termenul, trebuia să fie ceva ca adventist sau penticostal sau martar al lui Iehova. Ei nu mint, nu fură, nu avortează. De altfel, după cum văd, frații din America l-au ajutat să zugrăvească toată casa. Recapăt încrederea. De altfel, vrea să-mi arate mașina îndată și mă duce în curte, deschide garajul. Înăuntru o Dacia nouă-nouță. Insistă, o puteți lua imediat. Am revenit totuși a doua zi cu un șofer mecanic de meserie, care lucra la o întreprindere în care se aventurau niște prieteni. S-a uitat sub capot, a scotocit, s-a culcat sub mașină, totul în regulă. Am plătit pe loc și am plecat cu mașina. Dar abia acum începea bătălia cu administrația, care m-a făcut să-mi pară rău că nu m-am dus la Budapesta. Acolo stăteam două zile la hotel, trudea vânzătorul pentru mine și mă întorceam cu hârtiile gata. Aici a trebuit coada la administrația financiară, înghesuiala, lipsa de informații, ciulangii, scandalagii. După jumătate de zi de adevărată luptă corp la corp, am ieșit, nedușit, hainele mototolite, cu chitanța providențială de dus la comisariatul de poliție specializat. Alte cozi, altă înghesuială, alte pierete. După altă jumătate de zi aveam o nouă hârtie. Credeam că era cea bună. Mi se spune, cu asta mergeți la administrația financiară. Păi viu de acolo. Nu, asta e altceva. Mi-au trebuit deci 3 zile de alergături istovitoare, de 2 ori la administrația financiară, de 3 ori la poliție, apoi la un garaj cu plăcuța de imatriculare. Mă întrebam ce fel de organizare e asta, că doar am avut mașină și în Suedia, și în Franța, și în Germania, și în Niger, dar nicăieri n-am fost chinuit de administrație halul ăsta. Apoi, reflectând și la straniul sistem de comercializare a mașinii, toate astea la un loc mi-au adus deodată în minte niște fapte din trecut.
Mai întâi, teribila frază, biciuitoare, a generalului Berthelot, trimis de Franța în iarna 1916-1917 ca să ne ajute la reorganizarea armatei. Frază cică din primul său raport către Paris. Ils sont admirablement désorganisés. Adică pe românește, sunt admirabil de dezorganizați. Mi-am amintit apoi de organizarea guvernului în principate la sfârșitul epocii fanariote. Pentru a putea satisface poftele tuturor marilor boieri de acum prea numeroși, se stabilise sistemul ca dregătorii să nu stea în funcție decât un an, să facă loc altuia să se căpătuiască. Dar dacă neamul său avea mai mare greutate, același putea veni iar în pâine după câțiva ani. Am socotit astfel de pildă că Dimitrie Ghica, fratele lui Grigore Ghica, vădă cel sugrumat de turci, fiindcă a protestat după răpirea Bucovinei. Numit popular Dumitrache Banul Bătrânului, a fost mare ban al Craiovei de 6 ori. Bineînțeles, doar una de fiecare dată. Străinilor nu le venea să creadă. Dar poate că cea mai extraordinară, aproape incredibilă poveste e următoarea, parcă aș vrea să nu fie adevărată. După primul război mondial, un ministru primește vizita unui bun prieten. Acesta îl roagă să-l ia ca portar la ministerul lui pe un invalid de război protejat al lui. Ministrul îi răspunde că nu poate, are deja un portar, tot invalid de război. Prietenul nu s-a lăsat, a venit iar și iar cu atâta insistență, încât amicul ministru a găsit în cele din urmă soluția ca să-i facă hatârul. A spart zidul din spate al ministerului ca să existe o a doua intrare unde să fie portar protejatul amicului. Tot cugetând la acestea și la altele de același soi, am avut subit o revelație. O revelație care m-a speriat. Nu cumva are românul un dar aparte, un dar cu totul special. Ce dar? Un adevărat geniu. Geniul de a organiza dezorganizarea. Și m-a apucat un fel de spaimă, de disperare. Dacă, Doamne ferește, e corectă analiza mea, suntem pierduți în societatea modernă, în epoca globalizării. Înainte vreme te puteai închide în țări și arăta să te mulțumești cu roadele pământului, mai schimbai câțiva drobi de sare cu turcul pentru niște ibrice, ceva vite cu brașoveanul pentru niște coase sau pentru o pălărie mai a cătării și în rest să trăiești în plăcuta ta dezorganizare, că lapte, mălai, ceapă și miere tot se găseau dacă nu dădeau seceta sau lăcustele. Dar azi nu se mai putea, vrând nevrând am fost târâți în economia mondială și dacă nu ții pasul, cum aveam întotdeauna în plutonul meu 2-3 care tășeau picioarele, de rămâneau din ce în ce mai departe de coloană și trebuia să le strigi mereu: ține aproape! Atunci sigur că vom rămâne codași în Europa și în lume. Gândul ăsta mă frământa la culme. Am intrat la idee, vorba lui Caragiale. Chiar așa să fie? Am încercat o privire retrospectivă, un fel de anchetă în trecutul nostru, să fie oare ceva atavic, irreversibil? Căci la popoare ca la individ se pot distinge caractere innăscute, adică străvechi în așa măsură încât le poți considera intrate în gene, și caractere căpătate la un moment dat și de care cu vremea, cu strădanie, cu educație, te poți eventual dezbăra. Cum o fi cu românul? Îmi ziceam că cele mai vechi așezări sătești ale moșnenilor și răzeșilor erau foarte înțelept rânduite și bine chipzuite. Acolo era o ordine nestrămutată, se ținea socoteala pe neamuri, se trăgeau sfor de împărțeală după rânduieli străvechi. De asemenea, datinele de cununie, de nășie, de moștenire erau păstrate cu sfințenie. Până și o rânduia la plecării fiecărui fiu din casa părintească la fiecare însurătoare mi se părea mai cuminte, mai civilizată decât obiceiul de la vecinii noștri slavi.
iar faptul că îi cădea lui Prâslea sarcina de a avea grijă de bătrâni îmi părea înțeleaptă și lui îi rămânea casa părintească, care va să zică cele mai vechi organizații neuși românești nu erau deloc admirabil dezorganizate, după cumplita expresia lui Berthelot. Atunci de unde ne-a fi venit meteahna care ne caracterizează și ne nenorocește acum? Sutele de ani de vremuri grele sub turcocrație, culminând cu epoca fanariotă, când omul a trebuit să găsească orice formă de supraviețuire și să se deprindă, să-și apere drepturile numai cu bacșișuri și peșcheșuri, în așa măsură încât șmecheria a devenit o regulă de viață, o a doua natură. De când cu adoptarea formelor politice occidentale s-au făcut încet, încet progrese, puteam spera cu vremea și cu dezvoltarea legăturilor internaționale că vom pierde aceste neravuri. Dar a venit cataclismul comunist, care a răsturnat toată construcția. Oamenii s-au întors la mentalitatea că orice mijloc e bun ca să-ți atingi scopul personal. Cred că confuzia care domnește în întreaga funcționare a aparatului de stat provine din dorința subconștientă de a avea o aparatură cât mai încurcată, că numai profitând de această ceață deasă poate șmecherul să trăiască și să prospere. Am dedus totuși din această privire retrospectivă că ne-am putea vindeca cu vremea și cu voință. Atunci, neagule, ce faci? Te lași cuprins de disperare sau stărui? Stai! Ce ciudat e neamul ăsta al nostru! Plin de contraste nemaipomenite. Pe lângă tot ce mă scârbea și mă exaspera la București, vedeam realizări artistice uimitoare. Viața culturală a capitalei era într-adevăr a unui mic Paris. Expoziții, conferințe, simpozioane, concerte, teatre. Nu știai unde să dai cu capul. Cum putea coexista atâta sclipire alături de atâta murdărie fizică și morală? Suntem pe semne dintr-o țărână cu prea mult bărăgar. Dar poate tocmai de aceea cresc aici colo flori minunate. N-am să uit niciodată realizarea lui Andrei Șerban la Teatrul Național, cu piesa lui din Tragedia Antică, ceva unic ca inteligență și intensitate dramatică. Dar iată că și acesta ne-a părăsit după atâția alții. Erau apoi colegii mei istorici, mai tineri. Mă minunam de cum putuseră în condițiile materiale și morale în care trăiseră să fie atât de bine pregătiți, atât de deschiși către cultura universală, atât de civilizați în înțelesul cel mai larg al cuvântului. În puțini ani mă simțeam apropiat sufletește de un Ștefan Gorovei, de Sergiu Iosipescu, de Magda Șecheri, de Mihai Răzvan Ungureanu, ca de vechi prieteni. Și cum să-i părăsesc pe studenții mei unei atât de însuflețiți? Nu era seară când ieșeam de la curs să nu mă urmeze 3-4 până acasă ca să vorbească cu mine de toate, liber, deschis, ca niște prieteni. Drept să spun, Bucureștiul mai avea încă ceva atrăgător. Dintre toate orașele în care trăisem sau pe care le străbătusem în 7 decenii pe 4 continente, aici descopeream cea mai mare densitate de fete frumoase la kilometru pătrat. Și asta contează, ca să-ți păstrezi moralul. Iar pentru a uita caldarâmul bucureștean, aveam mănăstirile. De 3 ori am mers pe la cele de pe Valea Oltului și din Oltenia. De 3 ori în Moldova și în Bucovina. Preferata mea era Sucevița. Nu numai din cauza măreției ansamblului și a cadrului idilic, ci și pentru primirea pe care mi-o făceau maicile. A treia oară am mers cu Sandra, nepoată mea. Pe jumătate americană, pe sfert franțuzoaică, crescută în America, în Franța, în Africa, unde puteam găsi sfertișorul ei românesc, că n-a avut nici prilejul până la 25 de ani să învețe puțin limba. Îi pândeam cu grijă reacțiile.
din tată protestant, crescută catolică după maică sa, ce o să resimtă iar această atmosferă medievală atât de străină? Spre seară, din foișorul aripii de la răsărit, o zăresc că se îndreaptă către Paracris. Cobor și grăbesc pasul după ea, fără să mă vadă. S-a dus în fund la stânga. Înăuntru, aproape întuneric, abia vedea icoanele tremurând la licărirea câtorva lumânări. La un mic amvon, două maici citeau din cărți sfinte, alte nativ, cu voci slabe, dulci. Chiar eu, care cunosc limba, nu deslușeam totul. Ea a stat nemișcată un ceas. Poate fiindcă în acea penumbră plutea ca o adiere a Duhului Sfânt. A doua zi, când am plecat, afară, lângă poarta mănăstirii, o fetiță vindea buchețele de flori. Era atât de frumoasă, atât de extraordinar de frumoasă, că de s-ar fi născut la Florența acum 500 de ani, pe ea ar fi luat-o Fra Angelico drept model pentru îngerii lui, fără a mai ține seama de disputa bizantină despre sexul îngerilor. Nu, n-am să plec din această țară a mea. Fusese mai cu seamă acea noapte, noaptea de înviere 1990. Prietenile care ședeam voiau să mergem la bisericuța din cartier. Eu am vrut să merg de unul singur la slujba de la Patriarhie. Îmi ziceam că va fi cea mai solemnă, cu corul cel mai frumos. Apoi, de ce să ascund? Mă îndemna și ceva tainic, nemărturisit, poate trufie, poate doar dragostea de ai mei. Strămoșul mamei, Bunea Grădișteanu, era ctitor al mitropoliei alături de vodă Constantin Cerban și era îngropat acolo și după el mulți din neamul lui timp de două veacuri. Era locul în care voiam să mă regăsesc o clipă, cufundat în mulțime. Urcând dealul mitropoliei, eram îngrijorat. Drumul era atât de slab luminat și nu urca nimeni alături de mine. Am înțeles de ce. Când am ajuns sus în fața bisericii, lume multă afară, în tăcere, încercând să asculte slujba. Venisem prea târziu. Era rușine. Și totuși am făcut ce nu îndrăznesc să fac de obicei. Încet, încet, dând binișor din coate, m-am stricurat în naos, cam până la o treime. Altarul era luminat puternic. Descoper că erau reflectoarele televiziunii. Preoți mulți în fața altarului. Nu vedeam decât vârful unei mitre. Și era mai bine așa. Corul cânta cu o însuflețire impresionantă. Sutele de lumânări creau o atmosferă de miraj în depărtare. Simțeam o tensiune a credincioșilor, a tuturor, atât de evidentă, încât parcă trecuse de la om la om. De era acolo o singură suflare, un singur gând și mi-am dat seama, vai, că era poate un gând păgân, că noi toți acolo, necunoscuți unii de alții, dar parcă o singură ființă, noi nu prăstuiam în noaptea aceea numai învierea lui Hristos, noi serbam în același timp în inimile noastre învierea neamului. Iar când în liniștea de mormânt s-au auzit sus cuvintele lui Iisus, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge. Am văzut pe tânăra femeie de lângă mine. Era modest îmbrăcată, dar figură fină de intelectuală. Ochii noștri nu se întâlniseră. Acum, nu știu cum izbutise să se ghemuiască jos, în acea înghesuială, găsise loc să-și pună și fruntea și palmele la pământ. Am simțit atunci un fior în spinare și în fața acestei dovezi de adâncă smerenie, deodată mi-au venit lacrimile.
și lumânările păreau mii de stele. Nu mai erau însă lacrimi de întristare și de deznădejde, erau lacrimi de speranță, căci căpătasem într-o clipă cu acea intuiție care n-are nevoie de justificare, că izvorește din adâncul inconștient, certitudinea că țara asta mea nu se mai putea pierde. Îmi apare din nou în fața ochilor, ca în vis, chipul angelic al fetiței de la Sucevița cu bucățelul ei de flori. Și vin și eu acum, urâtul, să vă vând buchetul meu de flori, cu spin cu tot. București, aprilie 1995, Tescani, mai 2001.